Cornel Râpă, în vârstă de 34 de ani, este noul transfer al UTEI. Jucătorul vine la Arad după 6 sezoane în prima ligă din Polonia. Experimentatul fundaș are în palmares, pe lângă cele 4 titluri de campioană și Cupa și Supercupa Poloniei cu Cracovia, o cupă și 2 cupe ale ligii cu FCSB, dar și o supercupă cu echipa patronată de Gigi Becali. Da, încă ne suntem în perioada de acomodare, încerc să-mi cunosc cât mai bine colegii și cu siguranță până la primul meci oficial ne vom ști exact și ne vom cunoaște. Care au fost argumentele care au dus la semnarea ta cu UTA? Da, au fost mai multe lucruri pozitive. Am pus în balanță cu familia și am ajuns la această decizie și a fost, părerea mea, multe lucruri pozitive. Fanii, în primul rând, au fost și ceea ce înseamnă UTA. Am simțit și am vorbit cu anumiți colegi ce înseamnă UTA. Am văzut că orașul trăiește pentru această echipă. A contat și că Mister m-a dorit și a fost ușor pentru a lua decizia asta. Chiar dacă UTA a încheiat precedentul sezon pe locul 7, ambițiile arădenilor sunt mult mai mari pentru următorul sezon, cu atât mai mult cu cât clubul împlinește 80 de ani de la înființare.